Sâmbătă, 5 persoane private de libertate, custodiate de penitenciarul Galați, au pus în scenă un spectacol de teatru de păpuși în deschiderea celei de-a treia ediție a evenimentului La Pas prin grădina publică în Galați de altădată. Piesa jucată de aceștia a fost coordonată de personalul Serviciului de Educație și Asistență Psihosocială din penitenciarul Galați, în colaborare cu reprezentanții ai Asociației Tinerii și Viitorul. Suntem în al treilea an al acestui eveniment și mă bucur că sunteți alături de noi. Anul trecut am derulat un proiect în parteneriat cu penitenciarul Galați. Au fost realizate marionete cu deținuții de la penitenciar. Anul acesta au pus în scenă, tot cu voluntari de la noi, o scenetă care e o prelucrare după Prostia omenească de Ion Creangă. Prin urmare, vedem un teatru de marionete până aproximativ la ora 15:30, după care vă invităm pentru alte 30 de minute să vă delectați cu muzica de fanfar. Păpușile tradiționale românești, obiectele de decor și recuzita folosite pentru susținerea reprezentației teatrale au fost confecționate de către persoanele condamnate în cadrul atelierelor de tradiții populare din incinta penitenciarului. Apoi o să cadă drobul și o să moară copilașul. Mai de noi și de noi. Apoi mulți proști am văzut în viață, dar ca voi am să mă duc în lumea largă, iar doi găsi oameni mai proști ca voi, voi întoarceți. Nu. Pa! Unde pleacă, mamă? Unde pleacă? Am plecat. Unde pleci, măi? Nu mă opriți, că dacă mă întorc... Colaborarea penitenciarului Galați cu societatea civilă în organizarea acțiunilor de acest gen urmărește implicarea activă și afectivă a persoanelor condamnate în acțiuni valorizatoare, exprimarea talentului și creativității fiind menite să contribuie la îmbunătățirea imaginii de sine, învățarea și exersarea conduitelor sociale.